Iem câștigătorii campaniei noastre, albumul lui Iepurilă. Și dacă tot vorbim de campania noastră, lângă mine se află însuși domnul Iepurilă. Așa. S-a gândit puțin cine este. Cei mai mici câștigători ai noștri și anume... Haide, spune-te singur. Nicolae și Ștefan. Și Ștefan. Felicitări, Nicolae și Ștefan. Am înțeles că voi ați fost mari câștigători ai albumului lui Iepurilă. Cam în ce constă treaba asta? Ce au trebuit ei să facă pentru a câștiga un premiu așa de frumos și așa de creativ de la voi, de la Boo Party și... și Tram Club. Așa. Bineînțeles, partenerii noștri de la Tram Club și CTP, cei care au susținut această campanie, în sensul că am călătorit cu tramvaiul pe toate străzile din Iași. Super, super. Iar acești copilași minunați ne-au surprins în trafic, l-au văzut pe Iepurilă, i-au făcut cu mâna, i-au oferit zâmbete și au postat fotografia pe pagina campaniei noastre. Ei, și dacă s-a întâmplat asta, fotografiile cu cele mai multe like-uri au fost premiate. Ei sunt doi din câștigătorii noștri, au fost oferite 3 premii cu sprijinul Boo Party, CTP, Tram Club și cartea de pe bancă. I-au primit și niște cărți foarte frumoase. Super, și bineînțeles, trebuie să vă mulțumim din suflet și vouă partenerilor noștri media, Impact FM, care ne-ați ajutat să promovăm acest eveniment, făcut oarecum din scurt, dar cu un impact foarte mare. Ne bucurăm foarte mult să auzim acest lucru. Am văzut că deja lui Nicolae îi place foarte mult aici la radio. Am văzut că cred că vrea să-mi pure pâinea de la gură. Nicolae, ce zici? Vrei să dezvolți o carieră așa în radio? Am auzit că vrei să vii la școala de... la Academia de Radio aici la Impact FM cu George. Da. Da? Îți dorești? Da. Ți se pare că e interesant așa ce fac eu aici în studio sau ți se pare cumva prostesc? E așa, simplu, oricine poate face. Da. E bine, sinceritatea aici la Impact FM este pe primul loc. Mi-a căzut și camera de la... Nu-i nimic, noi suntem aici alături de voi. Ștefan, tu ce părere ai? Spune-mi și mie. Ce părere ai? Vrea să vii și tu la radio? Ți se pare interesant? Da, și tu tot da, bine. Vă aștept atunci pe voi la Academia de Radio cu George Marici. Anca, îți mulțumesc tare mult și îți mulțumesc așa în numele comunității. Îți mulțumesc în numele Iașului că tu încă faci aceste activități foarte, foarte faine pentru copii. Din păcate, ei au prins niște vremuri destul de tupioșele, așa. Și e bine că tu încă te mai ocupi de ei și le mai pui un zâmbet pe buze din când în când. Îți mulțumesc și eu că ne-ați ajutat și este mereu o plăcere ca să aducem zâmbete și chiar dacă am fi reușit să surprindem toate reacțiile din trafic, ați fi văzut că aceste campanii sunt într-adevăr pentru comunitate și aduc într-adevăr plus valoare și bucurie pe fețele tuturor. Te cred. Bun, cam atât de aici. Noi vă mai așteptăm să veniți aici la radio. Mi-ați promis, gata, veniți la Academie, deci ne vedem de acum foarte des. Iepurile, tot ce ai de zis așa în final. Vreau să le mulțumesc și copilor, atât copilor cât și celor de la Tram Club și CTP, că ne-au lăsat să ne plimbăm cu tramvaiul și copilor că au făcut poze. Și părinților că au fost așa receptivi. Și Iepurilă, hai, prezintă-te și tu că ai fost cel mai mare... Nu, fără să te desconspiri, te rog doar numele. Eu sunt Andrei. Și cum ziceam, mă lemnul... Nicăi, îl știm de mult, hai să spunem ce mai tot atâta tura bura. El este un absolvent al Academiei voastre de radio. Exact, da. Și ajutorul nostru de nădejde a fost în această campanie. Și voiam să le mulțumim și celor de la carte de pe bancă, pentru că au pus la dispoziție copiilor un premiu foarte, foarte frumos și foarte educativ. Bun, îți mulțumim tare mult, Iepurilă. Bună dimineața! Bună dimineața! Vrei să porți ceva unic și care...